acolo ca să cumpăr eu prezervative și casa astea. Și m-am dus acolo la farmacie și am stat un pic și eram cu hanoracul ăla pe cap până aici, cu aia, gen, mi se vedea gen jumătate din nas. Și vorbeam așa, la modul, vorbeam cu farmacista, zic, dați-mi și mie, m-am făcut pe acolo, că am treabă, că nu știu ce, că eu voiam să fiu ultimul din coadă și nu reușeam cu aia, mi s-a blocat creierul un pic. Și voiam să fiu ultimul din coadă. Și erau gen femei și astea care se tot puneau în spatele meu și erau, bă, vreau pastile, maică, dați-mi pastile, mamaie. Și eram, bă, nu pot eu să vin, să mi se părea așa ceva, eram, bă, nu pot, n-ai cum. Și eram super, 100% convins cu ea că trebuie să fiu singur în farmacie înainte să pot să cumpăr prezervative. Și am fost la farmacie ca să am uitat, am luat-o de la capăt. Da. Și ideea e că se mai punea cât o mamaie în spatele meu cu cadurile, cu bastoanele, cu mâinile tremurânde, cu astea. Și eu mă făceam că mă mai uit pe acolo și eram, a, nu, pă, că eu nu, e, mergeți noastră, mergeți că gen, eu nu mai stau. Mă uitam pe acolo, la ce pula să te uiți într-o farmacie cu aia, că nimeni nu se duce în farmacie să stea să se uite pe pereția de sticlă. Să se uite pe ei să zică, omă, oare ce pastile dătuse m-ar vindeca pe mine dătuse? Nu, cu aia, că ești prost, că de-aia te duci acolo și zici, da, vreau, mă doare aici, mă doare ăsta, dăm ceva, că mă doare. Și pula mea, gen, nu voiam să fac să fie așa, dar nu știam cum altfel să fac și am lăsat o femeie, două, trei, pula mea, până la urmă am zis că eu nu o să cumpăr niciodată prezervative dacă stau după toate mămăile și tătăii ăștia. Și pula aia, gen, m-am dus pe acolo, am zis ok, stau la coadă, s-a făcuse deja coadă și în spatele meu, am zis nu mai contează cu aia. M-am dus la casă și pula aia am zis, dați-mi și mie niște prezervative. Și a zis, ce doriți prezervat? Bă, m-a simțit cu aia, m-a simțit, mă, bă, se vedea pe mine cu aia, cu gluga aia trasă până aici cu astea, dar am lăsat toți oamenii, dădeam eu ture de farmacie, de pula aia, ce să fie prezervative? Și zic, da, niște prezervative, vă rog. Și se duce aia, bă, până în fundul farmaciei cu aia, că nu erau prezervativele puse în față sau ceva să fie simpatic, știi? Erau un pulă cu liftul cu aia, în fundul, în curul farmaciei. Și se duce aia până acolo și mă strigă, de care prezervative vreți? Și era cu gluga aia pe cap, și pula văta să fac. Zic, dați-mi, nu știu, că nu știam ce să alea prez, nu știam cu ce să mănâncă, cu aia. Și am zis, nu știu, că eu am să iau aminte de reclame din astea, zic, Durex, dați-mi Durex. Și stăteam așa cu aia acolo, zic, hai că mi-aduce acum prezervative, că pula mea o să fie bine, fac și eu sexul. Și mă întreabă cu aia, de care prezervative? Ce n-a zis de care Durex, n-a zis de... Nu, a zis direct cu aia, de care prezervative doriți? Bă, cu aia și simțeam coada aia de spatele meu, cum râde toată cu aia, cum s-au pișat pe ei de râs și eram acolo, ce putut mărții tăi să spun. Și zic, nu știu, dați-mi orice, păi trebuie să spuneți o culoare de prezervative. Zic, bine, dați-mi, nu știu ce mai, a zis un căcat sau nu știu, pula. N-avem prezervative Durex de culoarea aia. Zic, ok, dați-mi, nu știu ce aveți. Păi avem prezervative Durex negre, avem prezervative Durex roșii, avem prezervative, zic, negre, dați-mi negre, pula, dați-mi odată, dați-mi negre să plec de aici. Și pula, îmi dă femeia negre, mi le pune pe masă și pe aia, bă, dar avea așa un rânje cu aia, se vedea pe aia că nu putea să se stăpânească, a făcut-o, s-a pișat pe mine, ce să mai... Și pula aia, am luat prezervativele și am plecat rușinat cu aia. Asta e povestea cu prezervativele. M-am uitat după aia pe gluga așa și vedeam pe toți bătrânii care erau la coada acolo. Erau pula aia, că nu era cu distanțare socială atunci. Era pula aia. Știa femeia. Da, mă, m-a ginit direct cu aia. Bă, m-a apucat puțin rușină, doar pentru că m-am gândit la chestia asta cu aia. Acum n-am nicio problemă, acum intru în farmacie, sunt la modul urlu de când intru pe ușă cu aia, gen, dați-mi prezervative, se știe toată lumea că mă fut cu aia, se știe că sunt cineva aici nebun, eu mă fut, fac sexul. Și nu știu de ce simt eu rușinea asta acum.